fericiții și pururea pomeniții ctitore acestui stălăcaș și pentru fericiții într-o adormire, eroi ăstași și luptători români. Astăzi, odată cu înălțarea Domnului, s-a sărbătorit hramul Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Buzău. Sute de persoane au mers la slujbă încă de la primele ore ale dimineții. De asemenea, zeci de noriași au stat la coadă la aghiazmatarul din curtea lăcașului pentru a se închina la racla cu un fragment din crucea sfântă și la moaștele Sfântului Nectarie. Încărcată cu bucurii și cu credință. Că asta este cea mai importantă, liniște, pace pentru toată lumea și mai ales pentru copiii care vor da bacul. Am venit să mă rog pentru băiatul meu care e bacul. Simt o bucurie că am putut să veni la această slujbă. Frumoasă, foarte frumoasă. Și cu credință toată lumea am fost, am sărutat moaștele Sfântului Nectare. Foarte frumoase, impresionant și o slujbă arhierească. Catedrala Arhiepiscopală, Înălțarea Domnului și Sfinții Trei Ierarhi, a fost construită la inițiativa Arhiepiscopului Epifanie, între anii 2002-2009. Slujba de sfințire a celui mai important lăcaș de cult din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a fost oficiată în ziua de 8 noiembrie 2009.